Ziua Jandarmeriei Române este sărbătorită în fiecare an la data de 3 aprilie. În acest an s-au împlinit 172 de ani de la înființarea acestei arme, prilej cu care jandarmii din județul Hunedoara au marcat acest eveniment la sediul unității din municipiul Deva. La festivități au participat autoritățile județene și locale. Oamenii pe care aici îi vedeți în față, fie ploaie de vânt, fie căldură, sunt în stradă, pe schimburi, pe ture, de parte de familie lor. Parte din familie lor sunt acum aici în dreapta, alături de noi, cei de mulți fii, au venit la acest moment aniversar. Vreau să spun că sunt mândru de voi și sunt mândru că sunt comandant pus. Vă mulțumesc, stimați jandarmi hunedoreni, pentru întreaga comunitate desfășurată, zi de zi, oră de oră, și vă transmit respectul și întreaga mea considerație și a instituției prefectului pentru implicare și dedicare toate acțiunile puse în slujba comunității. Ați ales o carieră sub imperiul jurământului militar și v-ați asumat această responsabilitate conștienți că în momentele dificile ale misiunilor veți pune datoria înaintea intereselor personale. Nu uitați, sunteți la datorie și pentru familiile dumneavoastră, pentru cei dragi, pentru toți români. Acum, când se împlinesc 172 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, vă transmit felicitări și mulți ani înainte. De-a lungul istoriei, Jandarmeria a trecut prin un alt proces de modernizare, devenind o instituție de tradiție și de bune, un pilon al societății românești. Sunteți o forță aflată în slujba comunilor, un exemplu de comunitate, profesionalism și responsabilitate. În cadrul ceremoniei au fost avansați la gradul următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim în grad, 2 ofițeri și 19 subofițeri pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu. De asemenea, pentru a marca semnificația evenimentului, invitațiilor prezenți la activitate li s-au acordat diplome aniversare pentru buna colaborare avută de-a lungul timpului cu IJJ Hunedoara. La ziua porților deschise, care s-a desfășurat concomitent cu ceremonia militară, au fost expuse standuri cu tehnica și echipamentele jandarmilor hunedoreni și a avut ca rezultat zâmbetul copiilor prezenți și, de asemenea, dorința lor ca în viitor să îmbrace uniforma militară. De asemenea, unii dintre jandarmi au prezentat la ceremonie și parte dintre hobby-urile pe care le au, între ele și creșterea porumbeilor. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea subunităților în aplauzele tuturor invitaților.